Președintele Traian Băsescu a refuzat să promulge legea care permite aleșilor locali să fie membri în adunări generale ale serviciilor de utilități, invocând că acest text legislativ ar conduce la eludarea regimului incompatibilităților și la crearea unui posibil conflict de interese. Președintele Traian Băsescu a trimis Parlamentului o cerere de reexaminare a legii pentru modificarea legii serviciilor comunitare de utilități publice numărul 51/2006, adoptată în iunie de Parlament. Legea scotea din starea de incompatibilitate primarii și președinții consiliilor județene, care sunt și membri ai adunărilor generale ale companiilor de utilități de la nivel local, o serie întreagă de aleși locali primind până acum decizii de incompatibilitate de la ANI. În cererea de reexaminare, șeful statului arată că în adoptarea unei astfel de modificări legislative ar avea un impact negativ pentru că ar conduce la eludarea regimului incompatibilităților. Șeful statului mai arată că, drept consecință a intrării în vigoare a unei asemenea legi, activitatea Agenției Naționale de Integritate ar fi diminuată pentru că instituția nu va mai putea constata incompatibilitatea primarilor și a președinților consiliilor județene care vor face parte din organele de conducere ale acestor asociații. Traian Băsescu solicită Parlamentului respingerea actului normativ de modificare a legii serviciilor comunitare de utilități publice numărul 51/2006.